Dragi prieteni, am un comunicat pentru țară, dar nu numai, chiar și pentru Europa, dar nu numai, chiar și pentru celelalte continente, nu glumesc. E vorba despre o serie de interviuri excepționale ale unor personalități de marcă care vor veni special pentru voi via Skype în casele voastre, acum în plină pandemie. Suntem în vârf de pandemie, o să treacă și aceasta și vom fi împreună. Voi aduce persoane, VIP-uri, personalități, unele unice, unice pe plan mondial, unele unice pe plan național, din toate domeniile de activitate. Avem ce învăța, fraților. Putem să stăm de vorbă, povestim. Voi veți asculta, noi împreună vom avea de învățat. Iată ce oportunitate avem astăzi, datorită tehnicii, să fim împreună și astăzi de marea sărbătoare a intrării Domnului în Ierusalim, floriile la noi, la ortodoxi, vreau să transmit la mulți ani tuturor celor care poartă nume de floare. Am și eu o mătușă, Floarea, la mulți ani, mătușică dragă, și aș vrea să spun un Hristos a înviat tuturor creștinilor catolici și de alte confesiuni care țin astăzi sărbătoarea învierii Domnului. Hristos a înviat pentru noi toți creștinii din toată lumea, și de aceea vreau să fim împreună astăzi și în continuare, în săptămânile viitoare. Puteți să ne găsiți pe canalele noastre de YouTube, în special pe revista Pozitiv, revista oamenilor pozitivi. Intrați pe canalul meu propriu, Matei Schinteie, iar cei religioși, acolo veți găsi multe videouri foarte interesante, dar nu numai pe teme religioase, pe canalul de YouTube Știri Ortodoxe. Dragii mei, iată ce zi frumoasă, ce zi luminoasă. Așa să fiți și voi. Și vă dorim noi, redacția Revista Pozitiv, numai bine, sănătate, la mulți ani. Hristos a înviat! Vă așteptăm la interviuri. Nu ratați!